Giulia a început să studieze muzica la Palatul Copiilor cu instructorul Stan Truică, apoi a obținut o bursă la Școala de Muzică a Crinei Mardare, care a și ajutat-o să se califice în finala de la San Remo. Puștoaica de 8 ani era pe cale să rateze participarea la acest prestigios concurs european, pentru că nu avea bani pentru taxe și deplasare, dar a fost ajutată de televiziunea noastră și în cele din urmă a găsit sponsori. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Crina Mardare, care a fost de acord să meargă, care a fost acest proiect pentru San Remo, de a participa Giulia la San Remo Junior. Și domnului deputat Nicolae Florian, domnului Vasile Mustățea de la Consiliul Județean Giurgiu, domnilor consilier. Giulia va pleca luni spre Italia și este singura româncă ce participă la San Remo Junior, unde reprezintă Giurgiu și România. Abia aștept să ajung în Italia, sper să iau și un premiu și sper să fie totul bine. Ce melodie ai pregătit? I Have Nothing. Whitney Houston. Suntem onorați că am reușit să trimitem un copil să reprezinte Palatul Copiilor Giurgiu și orașul nostru și România la Festivalul San Remo Junior. Sperăm să se descurce cât mai bine acolo, să obțină și un premiu dacă se poate. Altceva, pot să-i urez multă sănătate, că știu că are nevoie. În ultima perioadă a fost numai răcită și de aici o grămadă comentarii. Dar acum se pare că e mai bine și noi avem mari speranțe să se întoarcă cu un premiu din San Remo. Pe 16 aprilie, participați din 17 țări europene se vor întrece în Italia pentru unul dintre cele mai râvnite trofee muzicale. Printre aceștia și giurgiuveanca Giulia Tabără, care la numai 8 ani are un palmares impresionant în ceea ce privește participările și premiile la concursuri și festivaluri de solistică sau la apariții în show-uri și emisiuni TV.